Un judecător ucrainean beat a fost reținut de autoritățile ucrainene după ce a lovit cu mașina un tânăr militar și l-a omorât. Impactul tragic a avut loc la un punct de control din Kiev. Autoritățile ucrainene au anunțat că după acest accident a fost deschisă o anchetă pentru a cerceta circumstanțele acestei morți. Potrivit oficialilor, a fost constatată o încălcare a regulilor privind siguranța rutieră, o infracțiune care se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare. Suspectul este președintele Tribunalului Districtului Makarovski, Oleksii Tandyr. Militarul ucis din cadrul Gărzii Naționale Ucrainene avea doar 23 de ani. Incidentul a avut loc către miezul nopții, când începe o interdicție de circulație pe timpul nopții la Kiev. Anchetatorii au mai declarat că judecătorul a refuzat să fie supus unui etilotest după tragedie.